Liga 4 va fi foarte atractivă în acest sfârșit de săptămână. Runda a 6-a pune față în față echipele care reprezintă Severinul în fotbal. Astăzi, turnul Severin va evolua mâine pe stadionul Termo, începând cu ora 11, contra celor de la ACS Viitorul Severin. Gazdele sunt obligate să câștige, după ce etapa trecută au făcut primul pas greșit, pierzând surprinzător la vânjumare, dar și Viitorul Severin țintește toate punctele în derbiul local pentru a rămâne în plutonul echipelor din partea superioară a clasamentului. Înaintea jocului, ambele combatante au câte 9 puncte, însă ASE Turnul Severin are și un joc mai puțin. Partida interesantă se anunță și la Izimșa, acolo unde ASE Obârșia de Câmp primește vizita campioanei în exercițiu, Recolta Dânceu. Iată programul complet al rundei a 6-a.